Da, să-i spunem lui Cristi că a uitat să-și deschidă microfonul. Iau de la capăt, Cristi. Hai, mai cu curaj. Bună seara, dragi prieteni. Dacă îmi spunea Ciprian mai devreme, desfăceam microfonul mai devreme. Deci, o nouă seară, vorbim despre arhivele viitorului, muzică și dans. Suntem aici cu Ciprian, care este în fiecare miercuri cu noi de la ora 9. Să nu uităm în fiecare miercuri sala de la ora 9. Bine ai venit, Ciprian! Bine te-am regăsit, Cristi! Bună seara invitațiilor noștri! Bună seara tuturor! Și cu invitații noștri, domnul profesor Dan Dediu. Dediu? Dan, ne auzim, domn profesor? Și mulțumesc pentru invitație! Cu plăcere. Și doamna Vava Ștefănescu. Bună seara, mulțumesc și eu pentru invitație. Bună seara. O să vă spun că Dan Dediu este profesor de compoziție, director artistic al ansamblului Profil, iar între 2008 și 2016 a fost rectorul Universității Naționale de Muzică din București. A compus peste 170 de opusuri, ce acoperă aproape toate genurile muzicale. 5 simfonii, 20 de piese pentru orchestră, 10 concerte, 7 quartete de coarde, muzică de cameră în diverse formații, muzică pentru pian, coruri și 4 opere. Este laureat al mai multor premii naționale și internaționale de compoziție și a coordonat în calitate de director artistic Festivalul Săptămâna Internațională a Muzicii Noi. Doamna Vava Ștefănescu este coregrafă și dansatoare. Portofoliul său artistic conține peste 45 de spectacole originale, ori realizate în colaborare cu regizori importanți de teatru. Spectacolele sale au fost prezentate în prestigioase festivale naționale și internaționale. Activitatea sa pedagogică a debutat în 1995 ca profesor de dans contemporan la Liceul de Coreografie, până în 2001 ca asistent universitar, apoi la secția de coreografie și a continuat ca profesor invitat la Universitatea Babeș-Bolyai la Catedra de Teatru. În prezent susține cursul de teoria și istoria dansului la Universitatea Babeș-Bolyai pentru studenții de master din anul întâi. Este din 2014 până în prezent și directorul CNDB. Ciprian, ne faci o mică introducere în subiect, ca de obicei, de ce acest subiect? Acum trebuie să te dau eu pe tine, pe unmute. Da, folosim această mică tehnică de închidere a microfoanelor ca să evităm microfonia. Nu dispunem încă de fonduri atât de îndestulătoare încât să ne oferim aparatură de cea mai înaltă calitate, în afară de Cristi, desigur, care are alt statut. Noi bugetarii avem mici dificultăți financiare la sfârșitul lunii. Dar trecând peste aceste mici impedimente, ne veți ierta și ne veți înțelege, sunt convins. Aș vrea să vă spun cât de bucuros sunt că îi putem avea pe cei doi invitați în seara asta. Sunt doi oameni extraordinari, prin tot ce au făcut pentru cultura română în ultimele decenii. Nu sunt oamenii cei mai vizibili dintre oamenii mari ai României, dar sunt printre cei mai performanți, inclusiv în sensul acela în care va vorbi despre performance la un moment dat și cred că va atinge și subiectul acesta sau ceea ce s-a spus data trecută despre performance și performativ. Sunt doi creatori, în plus de faptul de a fi teoreticieni, de a fi profesori, cu Vava împart chiar bucuria de a fi profesor la aceeași universitate. Sunt doi creatori, sunt doi oameni care creează conținuturi culturale de mare, mare calitate. Mai mult decât atât, sunt doi oameni care stăpânesc foarte bine teoria domeniului și domeniilor în care performează. De aceea va fi o încântare să-i auzim în seara asta. Aș spune două cuvinte pentru că avem nevoie să putem stabili de fiecare dată oarecum tematica și problematica asupra căreia vrem să ne oprim. I-am invitat așadar pe acești doi oameni extraordinari să vorbim despre viitor, despre viitorul muzicii și al dansului. Desigur, dar nu numai, este o invitație și la a înțelege ce se întâmplă cu noi, încotro ne ducem, care sunt semnele lumii de mâine, așa cum știe să le întrevadă muzica și dansul. Căci muzica și dansul nu sunt numai expresii ale sensibilității noastre, nu sunt numai forme, experiențe și conținuturi estetice, ele sunt și moduri de a interpreta lumea,
de ce nu, modul poate și de a schimba lumea, nu? Ferestre prin care ne deschidem către înțelesurile lumii care a fost, care este azi și care va fi de mâine încolo. Muzica și dansul ne cheamă să înțelegem trecutul pentru a putea circumscrie viitorul. Trecutul ca istoria devenirii noastre, bineînțeles, dar și trecutul ca loc fără deloc, fără un loc anume în care s-a zămislit înțelesul prim al existenței noastre, al autocreației noastre și al nesfârșitelor creații ale vieții noastre. Căci ce fel de umanitate este aceea care a produs muzica lui Bach, Mozart sau Wagner, dar aceea care a dat naștere cântecelor lui Edith Piaf, Pink Floyd sau lui Miles Davis? Cum comunică între ele umanitățile din lacul lebedelor și cele din dansurile tradiționale africane sau indiene? Care este până la urmă acea dimensiune a vieții noastre care a dăinuit cântând și dansând? Și mai ales pentru că emisiunea noastră este în primul rând despre viitor, cum vom ști să avem grijă de ceea ce e mai nobil în noi, transmițându-l prin armonia sau ritmul sau dinamica muzicii și a dansului? Ce vor cânta oare nepoții? Ce vor fredona oare nepoții noștri peste 50 de ani? Despre ce anume vor cânta? Pe ce ritmuri și în ce expresii corporale vor înțelege să danseze? Și în ce anume din felul în care se compune azi muzica, din relația cu sunetul, ce anume din modul în care ne aruncăm sau ne eliberăm sau ne exprimăm în dans, ne lasă să înțelegem ceva din ceea ce se pregătește deja sub ochii noștri pentru ziua de mâine? Iar dacă suntem într-o criză astăzi, de ce ar fi vorba despre o criză? Din punctul de vedere al muzicianului, al muzicologului, al coregrafei, al dansatorului, al dansatoarei. Îi invităm așadar pe acești doi minunați invitați să încerce să ne răspundă la aceste întrebări. Dan Dediu, în primul rând, ați spus în argumentul pentru această emisiune că viitorul muzicii, vă citez aici, se va construi pe muzici ale trecutului. Muzicile trecutului, cele care ar suna cu totul nou, vor trebui să mai aștepte un alt ev, poate altfel organizat și mai puțin comod decât al nostru. Un alt ev le va putea aduce în prim plan, nu însă și viitorul apropiat, căci el se va hrăni în continuare din vampirizarea muzicilor trecutului, multiplicându-le, combinându-le la nesfârșit și schimbându-le funcția ori cadrul în societate. Și mărturisesc că e o judecată surprinzătoare și în același timp foarte provocatoare. Și vreau să vă întreb de la bun început, dacă avem de-a face aici cu o criză, este asta semnul unei crize sau este aceasta doar o constatare a unui stări de fapt, a unei epoci care prin ea însăși nu este nici mai slabă, nici mai bogată decât alte epoci și care continuă în ritmul acesta al recuperării trecutului pentru a anunța poate semnele unei schimbări mai mari în viitor? Da, vă mulțumesc pentru această introducere impresionantă pe care ați făcut-o și cred că răspunsul nu este unul singur. Aici avem mai multe variante de viitor și ascultându-vă mi-am dat seama că de fapt mi-am amintit de un autor francez, Jacques Attali, care a scris prin anii 70, după care a reluat același volum și l-a îmbogățit. E vorba de volumul Brui, Zgomote, un volum despre rolul muzicii și funcția ei în societate. Vorbim și de drepturile de autor și de multe altele. Și acolo Jacques Attali are o intuiție formidabilă pe care am preluat-o și de atunci m-am tot gândit la ea. Este vorba de următoarea intuiție. El spune că muzica presimte cam cu 60-80 de ani schimbările ce vor avea loc în societate. Asta e teza lui. Eu nu știu dacă este adevărată sau nu, nu ca muzicieni ne place să credem lucrul ăsta și mai ales ca compozitor am rezonat destul de tare la această... Are vreun exemplu? Are mai multe exemple, dar printre exemplul cel mai clar a fost pentru el Revoluția Wagneriană, care la sfârșitul secolului al XIX-lea începe să egalizeze toate tonalitățile
și începe să le dea cam aceeași importanță, începe să nu mai rezolve lucrurile, ci să tensioneze permanent. Și pentru el asta a fost un fel de semnal de egalizare a tuturor sunetelor între ele, ca să vorbesc mai pe înțelesul tuturor. Noi le spunem tonalități. Ori această egalizare l-a dus cu gândul pe el la apariția comunismului. Nu numai asta, dar mai are și alte exemple. Și aici stăteam să mă gândesc să reiau un pic discuția vis-a-vis de ceea ce propuneam eu ca viziune. Sigur că nu sunt Mafalda și nimeni nu are un răspuns cu privire la ce se va întâmpla cu muzica în viitor. Dar părerea mea este într-adevăr că muzica sau fenomenul muzical se va hrăni în contemporaneitate și încă vreo 20-30 de ani de acum înainte din muzici ale trecutului. Un fel de revizitare a vestigiilor trecutului și redimensionare, uneori chiar reinterpretare a lor. O muzică a viitorului, având următoarea ecuație în viziunea mea: dispecerat plus necrofilie. Adică dispecerat pentru că în fapt va organiza toate muzicile existente în momentul actual și slavă Domnului că există o multitudine de muzici. Le va clasa, le va distribui în traficul muzical pe întreaga planetă și necrofilie, pentru că se va hrăni cu muzici ale epocilor defuncte, pe care uneori le va resuscita în mod artificial. Nu știu dacă este de bine sau de rău, dar cred că aș putea spune că putem să facem câteva metafore. Deci muzica în viitor va fi precum apa. Asta este un mic slogan care apare într-o carte scrisă de doi cercetători americani, David Kuzek și Gerd Leonhardt, și care se numește The Future of Music. Ei, bineînțeles, gândesc viitorul muzicii în legătură strânsă cu revoluția digitală și au viziunea muzicii care curge la robinet, exact după cum curge și apa. Dai drumul la robinet și curge muzica. Ea, de fapt, chiar se întâmplă în epoca actuală, în care muzica vine pe un canal în care plătești un abonament lunar, ca la apă, la gaze sau la curent electric sau la cablu. Nu? Un flux neîntrerupt de muzică. Mai departe, muzica precum oxigenul ar putea fi o variantă de viitor, iarăși. Pentru că avem abundența informației sonore peste tot unde ne ducem, găsim muzică. Niciodată în istoria lumii nu a existat o sonosferă atât de abundentă. Apoi, faptul că informația muzicală devine din ce în ce mai instantanee, odată cu democratizarea tehnologiei digitale. Știm foarte bine, dacă avem un smartphone, putem să asistăm în timp real la concerte transmise, știu eu, din alte țări, chiar de la depărtări imense. Și în ultimul rând, mobilitatea. Bineînțeles, smartphone-ul este deja un device mobil și un mic computer pe care îl putem lua cu noi oriunde ne-am aflat. De asemenea, o altă viziune pe lângă muzica precum apa sau oxigenul poate fi muzica precum vântul. Pentru că ea s-ar putea metamorfoza în cu totul altceva. Criza limbajului muzical din secolul al XX-lea nu a fost altceva decât începutul unei profunde metamorfoze a muzicii. S-ar putea să găsească diverse formule de combinare cu alte modalități de expresie. Lucrul ăsta se și întâmplă. Muzica electronică, bună oară, în tehnologia digitală.
Așadar, muzica va putea exista în mixturi din ce în ce mai stranii și mai inedite. S-ar putea chiar ca esența muzicii, adică faptul că ea se aude, să se schimbe drastic. Ar putea astfel deveni la fel de incontrolabilă și invizibilă precum vântul, dar la fel de reală și la fel de perceptibilă. Va exista ceva care va rămâne specific muzicii, în sensul că nu va deveni poluare sonoră sau poluare fonică, că da, nu va deveni pur și simplu ceva ce e pe fundal? Da, cred că da. Cred că va deveni, va exista, se va păstra acel sâmbure de mister, acea taină, aș spune eu, care o face să fie atât de atractivă, atât de fascinantă până la urmă. Pentru că noi putem să vorbim despre muzică, dar nu o putem înlocui. Nu putem înlocui acel fenomen, acea atracție fascinantă pe care o resimțim ascultând o muzică care ne place și care ne îmbracă precum îmbrăcămintea. Și asta ar fi o altă viziune, pentru că muzica disponibilă va putea fi selectată la fel după cum fiecare după gusturile lui își selectează îmbrăcămintea. Nu se va personaliza, se va individualiza. Mă scuzați că vă întreb, da. Dar eram curios, vă afectează această schimbare modul în care compuneți muzica? Sau această, să zic așa, viziune? Da, eu cred că da, sigur că afectează. Compozitorii și, în general, muzicienii sunt, aș spune eu, niște relee foarte sensibile la ceea ce se întâmplă în proximitatea lor. Mă rog, măcar unii. Eu cred că muzica este legată de viață, este un fenomen care reiese din viață, reflectă viața, este o ridicare la putere metaforică a vieții. Și atunci nu avem cum să nu fim, să nu rezonăm la schimbările care se petrec. Și aici, sigur că aș mai avea multe de spus, dar cam asta ar fi pe scurt ce aș vrea să spun cu privire la ce se va întâmpla în viitor. Cred că într-acolo ne îndreptăm. Sigur, vor exista din ce în ce mai multe nișe și lucrul ăsta nu face decât să mă bucure, pentru că accesul la muzică și la muzici diverse va fi din ce în ce mai democratic. Mai democratic. Asta era și cuvântul meu și aici vreau să vă întreb, democratizarea acestei accesului la muzică. Muzica asemenea altor arte și asemenea altor preocupări s-a democratizat enorm în ultimii 200 de ani din ceea ce era evident privilegiul unei aristocrații foarte, foarte privilegiate, a devenit astăzi un fenomen de masă și de partea creatorilor și de partea receptorilor, evident. Adică nu doar că avem mai mulți receptori, avem și foarte mulți creatori. Există riscul, ca să întreb în acest moment, există riscul să putem vorbi despre un fenomen de poluare, așa cum avem tot felul de poluări, nu? Cu plastic, poluare cu noxe, poluare sonoră, vorbesc de sunetele, sigur, pe care le auzim de la mașini, de la stradă, așa. Dar inclusiv această poluare muzicală, adică există ceva care în creația, în difuzarea mai degrabă decât în creația muzicală să poată fi asimilat unei poluări? Sigur că da. De altfel, depinde cum definim termenul de muzică. Dacă definim, precum John Cage, care în anii 60 spunea, eu definesc tot ceea ce sună drept muzică, atunci nu mai avem poluare. Dacă definim muzica ca fiind o încercare de a controla sentimentele, emoțiile și afectele într-o suprafață de timp, cu ajutorul logicii specifice, o logică specific muzicală care constă într-o logică a sunetelor, atunci sigur că putem să vorbim de poluare.
Da, asta am văzut-o pe Vava de mai multe ori reacționând, sigur, exprimând anumite reacții, pentru că e în natura pasiunii și preocupării sale să exprime trăiri. Aș trece, Cristi, cu permisiunea ta și cu permisiunea invitaților, să-i pun același gen de întrebări și invitatei noastre. Știți, unul dintre avantajele acestei emisiuni este că ne obligă și pe mine și pe Cristi, sau să vorbesc numai pe mine, pentru mine, mă obligă să citesc tot felul de lucruri pe care spontan nu le-aș fi citit. Și căutând despre viitorul muzicii și despre viitorul dansului, îi mărturiseam înainte de emisiune Vavei că am dat peste acel text o conferință a celebrei Isadora Duncan de la începutul secolului 20. Se pare că printre coregrafi, printre teoreticienii dansului, este un text clasic, așa cum pentru noi sunt clasice, știu și eu, textele filozofice din acea perioadă sau textele din teoria fizică. Ei, în 1903, Isadora Duncan, voind să creeze o școală de balet, a ținut o conferință la Leipzig în care vorbea despre dansul viitorului. Și îmi permit să citez aici doar acest fragment cu care și începe conferința. Dacă noi căutăm adevărata sursă a dansului, dacă ne întoarcem către natură, vom constata că viitorul dansului constă în trecutul său. Un dans care a fost și a rămas etern. Mișcarea valurilor, a vânturilor sau a pământului posedă întotdeauna aceeași armonie. Pe plajă, noi nu ne întrebăm despre ceea ce era mișcarea oceanului în trecut, nici despre ceea ce va fi în viitor. Realizăm, ne dăm seama că mișcarea specifică își are natura sa și este eternă. Mișcarea animalelor sălbatice și a păsărilor rămâne în acord cu natura lor, cu necesitățile și exigențele acestei naturi și în corespondență cu natura terestră. Lucrurile stau la fel și cu omul civilizat. Mișcările omului primitiv, sălbatic, termenul care era folosit atunci, care trăia în libertate și în contact constant cu natura, erau naturale, frumoase și nelimitate. Numai mișcările unui corp gol pot să fie perfect naturale. Omul cel mai civilizat va trebui să revină la nuditate, nu la inconștienta nuditatea sălbaticului, ci la nuditatea conștientă sau la goliciunea conștientă a omului desăvârșit, al cărui corp va fi expresia armonioasă a ființei sale spirituale. Vala, ce s-a schimbat în 120 de ani de la acest manifest idealist, foarte frumos, textul e frumos, adică, dar atât de frumos încât și sună cumva de o frumusețe oarecum trecută, nu? Nu știu, cum ți se pare? Mai ales că tu spui și iată aici, vreau să contrapun un fragment al tău pe care ni l-ai oferit și ai spus: dansul este o artă a dispariției. Și ca în tot ce este performativ, este un mod de comunicare în care nu poți să faci undo, nu poți să iei înapoi ceea ce este făcut, ceea ce este comis. Tocmai din acest motiv este o artă care în orice instanță este deschisă spre viitor, spre momentul următor. Bun, hai să vedem cum tragem arcul ăsta peste vreme de la Isadora Duncan la Vava Ștefănescu. S-au acumulat deja extrem de multe idei, dar pare că Dan Deviu s-a inspirat puțin din Isadora Duncan în teza pe care a oferit-o în seara asta, ca muzică a viitorului, sfera asta, deci toată deci poate să fie aer, poate să fie vânt, poate să fie apă. Cred că aș începe cumva să organizez toate ideile astea spunând că eu nu cred că fundamental s-a schimbat ceva nici în funcțiunea dansului și nici în natura dansului. Există un să zic așa, un dialog tot timpul, un fel de dezbatere în jurul binomului acestuia între dans și coreografie. Ce e dans, ce e coreografie. Nu cred că s-a schimbat foarte mult față de momentul Isadora Duncan.
S-au întâmplat multe lucruri, dar cred că fundamental dansul rămâne și ca funcțiune și ca natură cam în același loc. Dar putem nu să spun ne... asta ca să aduc o idee regresivă cumva, ci din contră. Cred că puteți să spuneți poate momentul... pe... Să spuneți pe scurt care este diferența dintre dans și coreografie. Eu dacă dansez la o petrecere, e dans, și dacă îmi spuneți dumneavoastră cum să dansez, e coreografie? Cristi, până la un moment e dans, după aia nu mai e dans. La... Indiferent unde e, dar asta e alt lucru, altă idee de care aș vrea să vorbesc. Și anume despre locul special amenajat de care are nevoie. Coreografia implică o organizare și, dar foarte reductiv ce spun acum, o organizare mai precisă și posibilitatea repetării aproximative după aceea. E pe foarte, foarte scurt. Mulțumesc, da, înțeles. E o dezbatere. Andrei Lepechi are un articol foarte interesant care are foarte multe referințe în legătură cu dans și coreografie. Ca să revin la Isadora Duncan, nu mai departe de iulie anul trecut sau iulie anul ăsta, s-a stins la 100 de ani Anna Halprin, care este dintre cei care, dintre coreografii, cum se cheamă, avangardelor anilor 60-70 americane, în mod special în dans, și care și-a construit un teatru în pădure și care s-a întors foarte mult pe, în natură și cumva la aceleași surse și avea sute de discipoli, a făcut o școală lucrând doar în natură și având și un potențial din ăsta de vindecare, de armonizare cu legile, toate celelalte, universul. E interesant așa să ne uităm la această paralelă, că după Anna Halprin a murit la 100 de ani și se pare, ea susține că s-a și vindecat de un cancer dansând. Și i-a vindecat și pe alții, se pare. Deci zona asta a vindecării prin dans rămâne întotdeauna aceeași. Mie mi se pare, revenind la idee de la care am pornit, că dansul este una din cele mai avangardiste, neschimbându-și natura, în momentul de față este una din cele mai noi sau avangardiste arte, alături de muzică, într-o foarte mare măsură. Am fost de acord cu ce zicea Dan mai devreme. Mai care o condiție mai specială. Eram curios să vă întreb, pentru că ați menționat că dansa în natură. Și am fost copil și am crescut la țară și am crescut în natură, dar devenim din ce în ce mai înconjurați de tehnologie și din ce în ce mai închiși între patru. Da, experiența. Unde vom? Se aude sau nu știu, la mine s-a întrerupt un pic. Cred că a fost de la mine conexiunea. Spuneam că ne auzim în trecut dansam în natură, dar devenim din ce în ce mai înconjurați de pereți. Unde vom dansa în viitor? În mod social, adică în modul ăsta al elementului de civilizație, cred eu, că se pierde sau pare că se pierde funcția dansului. Noi am putut să testăm acum un an de zile de pandemie, iar toți dansatorii sau coreografii, dar în mod special dansatorii, s-au simțit foarte destabilizați, pentru că a dansa în bucătărie sau în sufragerie nu e același lucru ca atunci când dansezi în pădure cu public pe scenă sau în stația de autobuz.
și destabilizați în rolul ăsta de a transmite senzațiile pe care tu le lansezi în momentul în care dansezi. Deci, cred că întrebarea e dacă ne ducem spre o distanțare de corp sau ne ducem din nou în corp. Eu, indiferent cât de mult va avansa tehnologia și am avut ocazia să văd și să observ un pic fenomenul ăsta de realitate virtuală, de ce se poate construi, ce se poate genera. Eu, la rândul meu, la un mod rudimentar, acum 20 de ani, făceam coreografia obiectelor. Nu ai nevoie de corpul uman neapărat ca să faci coreografie. Coreografia poate fi conjugată cu zborul stolului de păsări, cu frunzele care zboară, cu confuziile astea între mișcare, dans, coreografie, coreografie naturală, coreografie, dramaturgia contemporaneității sau prezentului, ne fac să ne să nu putem să stabilim așa foarte bine granițele. Dar ce are dansul în mod foarte particular și e, cum zice mama, linia, căutarea liniei continuă, linia continuă între tine și lume. De ce am afirmat că dansul e ambivalent? Nu ține doar de construcție, de estetică, de ce arată. Spune, transmite foarte mult, se informează pe măsură ce se creează. Informează pe celălalt pe măsură ce se desfășoară. Asta e foarte interesant. Cu atât mai mult cu cât două spectacole nu pot fi la fel. Da. E frumos cum ați spus că, de fapt, coreografia nu este neapărat despre om. Pentru că nu numai omul dansează și natura poate să aibă o coreografie. Dar întorcându-mă la om, eu am considerat întotdeauna că dansul oferă o manifestare biologică a omului. Până suntem ființe biologice și ne manifestăm prin dans. Dar vă pun acum o întrebare cu totul în viitor, da? Să spunem că vom avea conștiințele în computer și vom deveni ființe virtuale. Dispare dansul al omului? Eu tind să cred că dansul este foarte antropocentrist și că tot ce ține de, că altfel e mișcare, altfel e gimnastică, altfel e doar, este ceva care elaborează, dansul este ceva care elaborează idei și ca idei care au legătură cu omul, cu ce trăiește omul, cu senzația fizică, cu afectele, cu sentimentele, cu ideile. Pur și simplu este un procesator de idei și de nuanțe preponderent poetic, la fel ca și în muzică, așa cum spunea și Dan, este intraductibil, nu se percepe cu aceiași senzori, nici muzica, nici dansul. Dar aici pune de cuvinte, deci nu poți să pui în cuvinte, poți să faci similarități sau poți să faci metafore literare, dar cred că, și încă o dată revin, fac o mică paranteză, mă bucur că ați invitat muzica cu dansul și nu dansul cu teatru sau cu altă artă, cu artele vizuale. Da, pentru că... Și eu vreau să zic aici, scuză-mă că te... De fapt vreau doar să adaug că undeva muzica și dansul se întâlnesc în ritm. Și de fapt limbajul ăsta ritmic este ceea ce de fapt reflectă întreaga complexitate a vieții.
Este un ritm pe care îl simți, pe care n-ai cum să-l pui în cuvinte. Poți să-l descrii oarecum așa, dar de înțeles îl înțelegi doar dansând sau făcând muzică. Nu degeaba există muzică de dans, iar o parte mare din tradiția muzicală reiese din dans. Avem suita barocă, avem dansurile de la curțile princiare, nu? Avem dansuri folclorice. Toate sunt însoțite de muzică și de ce anume? Un specific ritmic. Tangoul, boleroul, tam, pa 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 pam, pa 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 pam, pa pam pam pam. Deci toate ritmurile astea, de fapt, ele vin din dans. Dansul este ținuta care ne arată nouă ceea ce trebuie să facem și noi compozitorii sau interpreții putem să inventăm, dar în marjele unor ritmuri deja preexistente. Eu cred că se vor inventa noi dansuri, noile generații vor avea alte nevoie de o organizare ritmică specifică nevoilor lor mentale și cognitive, iar dansul se va dezvolta în continuare. Coreografia e altceva, e ca la noi muzica savantă, ca să zicem așa, pe care o notăm și suntem capabili peste un secol să o livrăm în aceeași formă, în aceeași formulă. Deci e o fixare de numai că tu vorbești acum despre și legi din nou muzica dintr-o perspectivă, poate că una s-a condiționat pe alta, nici nu mai are importanță. Eu cred foarte tare că dansul în ultimul secol s-a autonomizat foarte. Da, bineînțeles, există și o muzică autonomă de dans, bineînțeles, care nu se poate dansa. Eu încercam să găsesc punctul de convergență. Există o delimitare, nu o delimitare, de fapt o distanțare în care muzica capătă corp și corpul generează muzică. Eu am experiența asta dintr-o instalație pe care am făcut-o cu Quartet pentru o Lavalieră, se numește, în care am construit o cutie, o cutie ca de telefon, cum se numește, o cabină telefonică de 1x1 cu 3 performeri înăuntru. Ăla era tot spațiul special amenajat pentru dans. Iar muzica e al patrulea corp, care este de jur împrejur. Și Vlaicu Golceal, cu care am lucrat o mare parte din cât s-a prezentat acest spectacol, care este compoziție în timp real, pe măsură ce dansatorii fac ceva, muzica se compune, sunetul se compune sau invers, se intercondiționează. Sunt captate sunete dinăuntru și un fel de mixaj live în timp real. Și s-a întâmplat la e un fel de alternanță, când înăuntru, când afară. Ce ne interesa, ce mă interesa acolo era totuși senzația pe care ai și ideile pe care le poți avea și procesa în momentul în care percepi toată senzația asta, toate lucrurile astea. Și a căzut lumina, a căzut sunetul, deci s-a oprit instalația de sunet și s-a făcut liniște. N-a căzut și lumina. Și de-abia în momentul acela, ce se întâmpla înăuntru, a căpătat așa un fel de volum dintr-o dată și ne-am dat seama că lipsește, că de fapt corpul sonor, era atât de imaginea sonoră, era atât de puternică, că practic punea în estompare ce se întâmpla cu corpurile umane, cu dansul dinăuntru cabinei. Și asta a fost un declic să analizăm un pic mai departe, dar revin, e doar un exemplu pe care l-am dat, în care relația asta între muzică și dans nu mai e un construct, după părerea mea, și o modă care vine așa încet încet de la Regele Soare până acum.
în care muzica de curte era ceva și dansul popular era ceva. Apoi am luat dansurile populare și le-am pus în lacul lebedelor și le-am transformat în dans de caracter și tot așa. Dar între timp, dansul social, da? Nu mai vorbim de... Mi-a atras acum atenția Simona Deaconescu, are o cercetare pe pandemia dansului, coreomaniacii, da? În care se contaminau de dans ca să scape de, ca un fel de tarantelă, da? Și tarantela este născută tot dintr-un dans popular ca să scape de ciumă, se credea. Și intrau într-un fel de transă care contamina și erau epidemii, nu se mai opreau, mureau dansând. Asta în secolul 15-16 și așa. Asta poate să dea și un răspuns, sau poate să ne ducă cu ideea la un răspuns de cum va arăta când va fi totul numai virtual sau dacă va fi totul virtual. Dar eu cred că viul și umanul, deci condiția asta specială a pământului, cu tot ce este pe pământ, condiția asta specială a apariției omului, care e în continuare un mister, a tuturor sofisticoșeniilor de sisteme, de estetici, de câmpuri, de relații și așa mai departe, sunt condiții speciale. E ca diamantul, așa văd eu. Are nevoie de condiții speciale ca să apară. De o anumită presiune, un anumit timp, o anumită temperatură. Nu știu, mi-a explicat soțul meu care e geolog și care, cu care dansăm din când în când pe chestiuni din astea. Dar revenind, nu cred că este în zadar, nu cred că e atât de ușor de trecut de condiția asta, de condiție specială și de centrat pe ce e viu. Eu cred că mai degrabă, dar va trebui să mai așteptăm ceva vreme și nu știu. Cred că mai degrabă îndrăznesc să mă duc mai departe. Cred că va fi în cel mai pozitiv caz o transformare la nivelul înțelegerii a ce ne face bine. Da. În toate artele, inclusiv arta, pentru că s-a ajuns totuși la un grad, după părerea mea, de performanță, de sofisticare, de critică a ceea ce se întâmplă, încât uităm, de fapt, ce ne face bine. Ce ne face bine să trăim mai departe, să generăm mai departe binele sau ideile care ne fac bine, sau lucrurile, sau alte perspective pe care le poți descoperi doar prin artă. Nu există în alt. Iar cred că dansul în ultimii ani, așa, aș putea să zic că în ultimii 10 ani există un trend foarte important. Se întoarce și la șamanism și la, dar nu e disociat de alte elemente artistice, să zic așa, de sunet, de culoare, de desen, de video și de tot noile tehnologii. Dar cred că are tendința asta de a eu mai degrabă acolo îl văd, neignorând, și eu mă bucur de toată democratizarea asta a artei și de accesul ăsta. Mi se pare puțin penibilă așa aia în care, pe vremea mea, noi făceam și dregeam și știam atâtea și citeam și astăzi copiii, studenții, nu mai fac, nu mai aud, nu mai... Nu cred că e așa. Cred că până la urmă e bine că toate inițiativele, toate formele astea, de fapt, au o dinamică care se va coagula în diferite forme și cu cât diversitatea e mai mare, da, riscul e să fie haosul mai mare, dar avem șansa să găsim
deschiderea asta să acceptăm ce ne face bine și să facem ce ne face bine. Dar revenind, cred că dansul are treaba asta, dubla asta esență, mai ales atunci când nu-l disociem de gândire. Am avut tot timpul o problemă cu treaba asta, de încă de când eram mică, de când am început să dansez în mod formal la școală, dans clasic și așa. De ce mintea e într-o parte și corpul e în altă parte? Pentru că corpul, numai el poate să gândească cu mintea asta pe care o are în corp. Și el poate să sesizeze nuanțe, el poate să le genereze, el poate să le contextualizeze. În principiu, corpul poate să facă enorm de multe lucruri. Corpul este un generator și de imagine, și de poetică, și de sunet, și de muzică, și de ritm, de acord, și de context în mod special. Nu are nevoie de foarte multe elemente. În schimb, celelalte arte au nevoie de corp. De corp uman sau alte corpuri, dar tot au nevoie să se conjuge cu ceva. Da, ascult un pic sedus, vrăjit, deopotrivă de gândire și deopotrivă de corp. Adică așa cum foarte bine ai spus că la un moment dat mintea se desprinde, dar ce e admirabil în ceea ce spui e și felul în care o exprim, pentru că e o expresivitate a mâinilor, a corpului, e o eleganță, nu e un al doilea limbaj, e același limbaj, dar e întărit, e accentuat, e exprimat. Asta e pe partea de seducție. Pe partea de interogație, și muzica și dansul sunt la origine, dacă există ceva ce am putea numi origine, nu? Niște expresii ale unei ritualități. Sunt manifestări mistice, religioase, sunt manifestări al căror scop nu este în primul rând unul estetic. El este puternic codificat și el este, nu-i așa, performance de la bun început, performance în sensul în care produce un efect, performance, produce un rezultat care este venirea ploii, alungarea dușmanilor, atragerea vânatului și așa mai departe. Există o dimensiune ritualică și codificată, îmi imaginez, și în muzică și în dans, care în timp s-a diluat, lăsând locul mai degrabă expresiei lucrate, sofisticate și estetice, nu? Există chiar un soi de așa cum spune Nietzsche, de estetism în Roma. El denunță la un moment dat romantismul, muzica romantică, pe motive de estetism. E prea languroasă, e prea emoțională, e prea siropoasă, am zice noi astăzi. Și se întoarce cu privirea către Wagner, care el poate să redea spiritul însuși al muzicii, adică muzica să fie spirit, să fie gândire, așa cum dansul este, dansul dionisiac este și el spiritul însuși al corpului, da? Și sigur, cu toate dezamăgirile pe care el le are cu Wagner, cu toate dezamăgirile pe care le are față de el însuși, nefiind un creator suficient de competitiv în raport cu Wagner, dar trece, așa cum bine a spus Dan Deliu la început, suntem cu dansul și cu muzica într-o anticipare permanentă a ceea ce urmează să vină. Pentru că sunt expresii ale creativității umane care se discursivizează poate mai târziu. Sunt feluri, îmi aduc aminte de altă distinție, distinția aceea pe care o face și Heidegger, o fac mulți între techne și poiein. Între ceea ce este fabricat ca obiect și ceea ce este creație, poiesisul, creație din nimic, cum ar veni. Dacă pot să spun așa, nu e numai faptul că iau un plastic și îl fac din el două, sau iau o bucată de lemn și din el fac un ciocan, ci este o creație a ceva ce nu există în natură și care prin urmare nu e de ordinul naturii. Bun, și din acest motiv este posibil că această creație, în care avem dimensiunea ritualică, ea nu s-a pierdut din dans niciodată.
se ritualizează și astăzi. Inclusiv în dansurile adolescenților de azi există această dimensiune de ritual, de codificare. Trebuie să știi nu numai niște mișcări, nu numai niște melodii, trebuie să fii într-un anumit ritm, în anumite posturi, în anumite situații, în anumite adevăruri ale situației, nu? Va. Mulțumesc că ați vorbit despre tehne, pentru că tehne e important și în muzică, dar când dansezi trebuie să știe corpul să danseze, dar cred că asta cu ritualul ține, e într-un fel înlocuit de tot sistemul de instituție de spectacol, loc special amenajat ca să ne îndeplinim ritualul. Cred că aici, la nivel de viitor, vom simți cu toții nevoia să schimbăm ceva sau să se schimbe ceva, să mâncăm, să digerăm, să primim, să schimbăm lucrurile astea altfel. Este foarte sistematizat. Data trecută Michi Braniște povestea despre un fel de colaps al sistemelor de producție pe care îl trăim și e foarte adevărat ce a spus, consider eu. Dar cred că cuvântul cheie este ritual și încrederea asta că, adică chiar și disocierea, asta e cultură și asta e treabă serioasă, altceva. Cu totul, deci toate celelalte sunt altceva. Faptul, numai al numi și al pune într-un sertar îi liniștește pe unii, dar cred că pe viitorul e mai degrabă în desistematizare și revenire la funcția de bază, rafinarea acelei funcții de bază. Acum trebuie, înainte ca să dansezi, dansai, adică, sau ca să cânți, puteai să erai menestrel, tra-la-la. Acum trebuie să plătești un bilet, trebuie să-ți faci vaccin sau să plătești 300 de lei pe un din asta, test PCR ca să poți să te duci la concert sau la spectacol. Sunt niște condiționări în plus, cred. Două întrebări mai am și după aceea luăm întrebări. Ca să ajungi la momentul ăla de schimb, momentul ăla absolut unic și grozav, e nevoie de un arsenal foarte mare și cred că aici și publicitatea, tipul de publicitate pe care trebuie să-l faci, modul în care transmiți informația, că bă, vino, că ți se întâmplă ceva bine dacă te întâlnești cu acel artist sau dacă faci această întâlnire. Eu cred că funcția acestor două arte, cel puțin, este de a te întâlni, pentru că comportă prezență fizică, este un moment absolut. Da. Numai acolo se poate întâmpla schimb. Ai spus deja că e purtător de informație pe care o decodifici în timp real și dansul, da. și dar în mod special dansul, într-adevăr, așa îl resimt și eu. Apropo de ritual și de problematica ritualului, care e foarte complexă și care, de fapt, sigur că dansul este inițial ritualic, mai mult ca sigur a fost așa și poate că și muzica, nu știu, nu-mi dau seama, ritmul cu precădere. Dar e adevărat că, de pildă, opera, care a fost o invenție până la urmă a cameratei florentine în secolul al XV-lea, de fapt vine din liturghie. Ideea era să tragă sacrul spre profan un pic, spre un fel de spectacol în care să se regăsească ceea ce se regăsește în liturghie, cuvânt, sunet, mișcare, culoare, incantație, da. Tot spectrul mijloacelor artistice
Și după care, sigur că au resimțit nevoia construirii sărilor de spectacol. Să nu uităm că în 1824 cea mai mare sală de concert din Londra a fost ridicată ca să încapă sinfonia lui Beethoven. Că n-avea o sală unde să se cânte sinfoniile lui Beethoven. Și atunci pe acest model au început să apară. Și Ateneul nostru, Rob, în 1888, ridicat prin subscripție publică, tot ca un templu, de fapt, că despre ce vorbim, templu al muzicii. Exact. Da? Unde să vină lumea, cine? Iubitorii de armonie, filarmonia, da? Societatea filarmonică, care dădeau bani pentru a asculta concerte. Așa s-a inventat și biletul de care vorbea Vava și din acel bilet au putut să trăiască instrumentiștii care trebuiau și ei să aibă o școală. Școlile respective s-au numit conservatoare. 1792, primul conservator, conservatorul din Paris. Și după care Leipzig și așa mai departe. Am luat și noi exemplu ca să profesionalizăm interpreții. De ce? Să creeze orchestre și cu orchestrele să ne aducă în pragul acelui ritual de care vorbim, ritualul concertistic. S-a inventat instituția dirijorului, s-a inventat instituția solistului și așa mai departe. Până în epoca actuală, până unde, și cu asta o să închei, avem posibilitatea să urmărim online. Acum, iată, în pandemie, stăm frumos în papuci și în pantaloni scurți și în tricou și ne uităm la ce se întâmplă la Metropolitan. Știu pe cineva care se îmbracă în costum acasă, se așează în fotoliu și se duce la Metropolitan. Salutăm pe domnul. Lucrul ăsta. Da. Mi-aș permite să vă pun o întrebare cumva naivă aici. Au rămas oare muzica și dansul ultimele arte cu funcție de catarsis, de purificare, de exaltare, de trăire intensă, mai mult decât celelalte? Adică sunt mai puțin dezvrăjite decât celelalte arte? Nu, eu cred că și filmul și teatrul au potențialul ăsta. Adică nu văd, nu cred că expiră vreo artă. Ba din potrivă, s-ar putea să alimenteze una pe cealaltă. Da. Nu, nici eu nu cred, pentru că, cum spuneam la început, natura muzicii, a dansului, a teatrului, nu, ele toate aia sunt, sunt ca principii. Sunt ca Noi avem alte limbaje cu care lucrăm, dar când ne vedem creatori între noi, de fapt, principiile și simțămintele creației propriu-zise sunt aceleași. Că ne trezim spunând, ai, și la noi e la fel, mă văd cu un scriitor sau cu un poet sau cu Vava la o coreografie, la un spectacol sau știu eu, cu un regizor. Mecanismele interne ale creativității sunt aceleași, diferă materialul cu care lucrăm. Și dispozitivul și așa mai departe, dar nu se modifică, dar nu mai sunt sigură de nevoia de catarsis acum. Acum să știi că catarsisul e bun. E bun, da. Îl întreb la dacă lumea mai are nevoie de acest debușeu mai mult decât la nivelul A. Înțeleg, ca prima treaptă, nu? Când asiști sau când participi la un spectacol, înțeleg ceva. De obicei la dans se spune, n-am înțeles nimic, dar mi-a plăcut. Mi-a plăcut, dar n-am înțeles nimic. Dar simți ceva. Asta este, despre asta vreau să zic, că despre simțirea asta și vă aduceți aminte discuția pe care am avut-o? Oricum e mai bine decât să zic că am înțeles, dar nu mi-a plăcut. Sau nici n-am înțeles și nici nu mi-a plăcut.
Da, dar mă aduc aminte, am vorbit acum 2-3 zile despre genul acesta de experiență industrială, despre muzică industrială, dans industrial, festivalurile acestea care reunesc 10.000 de oameni. Sigur, ne putem duce mai în spate un pic să vedem marile concerte Queen sau Pink Floyd de pe vremuri sau așa. Dar ceea ce avem astăzi sub formă, pentru că vom începe cu întrebările și cineva se referă la muzica techno. Eu am participat în anii trecuți la Untold și vreau să vă spun că m-am dus pentru experiența estetico-biologică sau muzicală, oricum vreți, pe care o vezi acolo. Și vă mărturisesc și lumea va putea să se amuze de mărturisirea mea că e impresionant să vezi 50 sau 60 de mii de oameni vibrând pe niște ritmuri pe care, sigur, știu, Dan Dediu, nu e neapărat muzică ce este acolo, dar e dans, e vibrație, e dinamică, e ceva care ritualizează, care creează performance, care creează și, nu, și aici este poate punctul de inflexiune, nu creează neapărat comunitate. Are, de ce zic asta? Are undeva, cum îl cheamă scriitorul ceh, Milan Kundera, o afirmație, spune: societatea de astăzi seamănă cu un club de dans în care toți dansează pe aceeași melodie, dar fiecare pentru sine. Adică e o formă de asta de individualism monadic, închis, nu egoist, nu e depreciativ, ci fiecare face pentru sine ce are de făcut. Nu seamănă cu hora, să zic așa, da? Nu se prind, dar e aceeași monotonie a ritmului, care însă devine foarte, foarte intensă la un moment dat și care are această funcție expiatorie, are această funcție catartică până la urmă, nu? Mai ales dacă o întreții și cu niște băuturi energizante sau de altfel. Cred că funcționa, nu? Vava, nu ești de acord? Nu, cu băutura nu eram neapărat de acord, fiindcă dar ce se face când eu am experiența techno, fiindcă primii mei elevi au fost clasa 11 și a 12 și n-am putut să-i conving să facă dans contemporan, decât făcând un troc. Mergeam seara cu ei în club ca să mă învețe techno și eu dimineața, sâmbătă dimineața, era pusă vinerea și sâmbătă dimineața, te dai seama, clasa 11 a 12, cum să-i convingi să facă. Așa, experiența asta, așa am intrat în am făcut experiența clubului și mi-a plăcut și m-am mai dus, vorba bancului, și mai e ceva, eliberează și endorfine. Adică e o chestie fizică, chimică, care ține de corp. Nu e ca atunci când alergi, când faci jogging sau când faci gimnastica de dimineață. Aia e altceva. Și o proprie o conștientizare a ta, a întregului tău, și a o pune împreună tot ce ești și a face ceva cu asta. Deci măcar constatarea, limita asta în care zici mă simt așa, mă simt invers, dacă fac. Repetând, ai timp să înțelegi, dar nu înțelegi neapărat cu cuvinte sau cu... și se eliberează așa și te face să te simți bine. Da. Da, da, și eu sunt de părere că este mai degrabă o degajare de energie, poate să fie benefică, datorată sincronizării magnetice chiar a mai multor oameni pe baza unui ritm ostinat, pe baza unui ritm repetat, lucru care, să știe, este o metodă de a intra în transă. Da? Exact. Derveși și rotitori asta făceau. Catarzisul eu l-aș lăsa pe seama minții care se sincronizează cu acțiunea respectivă și empatizează cu ceea ce îi se întâmplă lui Oedip sau ce îi se întâmplă lui Oreste, eliberând astfel o energie psihică, nu una fizică. Deci cred că aici e un pic o diferență pe baza unei, cum am spus, empatizări și sincronizări a simțirii. Aici
sigur că fizicul joacă un rol important, muzica, evident, care e repetitivă, de fapt ăsta e rolul ei, și există muzici ritualice cu duiumul care sunt repetitive. Ăsta este rostul. Dacă n-ar fi repetitive, n-ai putea să intri în ea. Asta este miza repetiției. Tocmai de a intra, cum este și cu rugăciunea inimii, sau cum sunt atâtea rugăciuni în care, pe care repetându-le încep să produce efectul căutat. Exact. Da, dacă am gândit mantrele budiste. Da. Exact. Vom trece la, luăm câteva întrebări ale celor care ne urmăresc cu multă, cu multă răbdare și cu multă curiozitate. Mi-am notat aici vreo 7-8 întrebări, poate sunt mai multe până la sfârșit. Oare Bach ar înțelege muzica techno? Nu știu, nu-mi dau seama, dar cred că ar înțelege-o, dar ar înțelege-o ca manifestare, dar nu ar promova-o, cred. Da, poate că nici n-ar fi influencer Bach astăzi. Da. Promoveze. Da, asta nu înseamnă că nu e o nișă foarte onorabilă și muzica techno și ceea ce a făcut Bach. Da? Absolut, absolut. Așa. Nu vreau să fiu sofistă, dar oare muzica techno sau creatorii de muzică techno îl înțeleg pe Bach? E posibil. Unii dintre ei. De ce nu? Techno este un stil al muzicii pop-rock și care... S-ar putea să spune ceva acolo care ține de o dimensiune matematică, aproape algebrică. Cred că Cristi, sau când vom ajunge să vorbim cu niște matematicieni, vor putea explica asta. Știu că s-au scris niște studii foarte serioase despre dimensiunea aceasta matematică, de foarte mare raționalitate a muzicii lui Bach, nu? Și este ceea ce face și Glenn Gould atunci când interpretează. E o anumită da, matematică, n-aș ști să-i spun mai mult acum, și care ține de o raționalitate a creației, de o raționalitate cu totul excepțională, genială, evident, că nu ține de numai de rezolvarea unor chestiuni simple. Poate că la fel în tehnică, în muzica tehnică, în muzica techno, avem astfel de forme de raționalitate, sigur, care sunt transpuse într-un alt fel, adică ele nu au aceeași dimensiune pe care o au la Bach, dar mă gândesc că trebuie să existe ceva de felul unui algoritm, unor algoritmi, nu? Că asta avem, din cât am înțeles și la Bach, este acest algoritm care se repetă diferențiindu-se. Nu e așa. Muzica techno are numele de la faptul că este făcut, e o muzică electronică, până la urmă există un groove care se repetă, dar care, de fapt, toată muzica asta pop rock este bazată în marea ei majoritate pe domeniul de până la 5 minute. Noi aici vorbim la Bach și el a scris piese de 5 minute, dar a scris și oratorii de 2 ore și ceva, în care fiecare părticică, arie sau coral sau tot ce vreți, uvertură, preludiu, trece de domeniul de până la 5 minute aici. Și în general cam asta este diferența între muzica savantă și muzica pop-rock. Muzica pop-rock la nivel formal, pentru că trebuie să se încadreze în acest format între 3 și 5 minute. Să zicem că cu câteva excepții, Bohemian Rhapsody are 6 minute, dar cam tot acolo. Are formă fixă. Asta este important. Ele merg pe formă fixă și inventează în altă materie, materie de sonoritate. Găsesc tot felul de sunete, da, pe care le manipulează electronic și așa mai departe. Dar forma lor, deci în materie de formă, ele nu mai inventează. La Bach este exact pe dos. El are același sunet de clavecin, dar inventează de fiecare dată altă formă. Și atunci fugile lui, care pornesc de la o temă pe care o suprapune, o răstoarnă, o inversează, nu știu ce, sunt adevărate, cum să vă spun eu, ecuații matematice. Asta e.
cu un singur element. Deci o economie de mijloace drastică și acolo e o gimnastică mentală formidabilă, ceea ce se va vedea după aia și la Beethoven, la modalitatea de dezvoltare a câtorva teme, a două teme și reușește să le îmbolnăvească, să le viruseze, să le taie, să le combine și așa mai departe. Deci e o întreagă gimnastică, cum am zis eu, mentală. Așa este. Da, asta e. De asta zic, oarecum sunt incomensurabile domeniile. Chiar dacă îi zicem că e muzică în general, sunt muzici foarte, foarte, foarte diferite. Da. Un profesor și om de cultură ploieștean, nu știm din păcate cine este, spunea că muzica este o formă de limbaj prin care nu se poate minți niciodată. Sunteți de acord cu asta? În sensul... De acord, scuze, Dane, doar atâta să spun că nu în diferența între muzică interpretată, adică atunci când tu cânți și dans, ci între dans și teatru, de exemplu. Eu cred că dansul nu poate minți. Adică e atât de fără mască, corpul e atât de expus, încât n-ai cum, e aia și e atât. Nu mai intervine alt strat. Exact, exact asta, la asta vreau să mă refer și eu. Exact. Asta nu se înseamnă că nu se poate minți, se poate minți. Adică dacă n-ai nimic de spus și scrii totuși muzică sau cânți, poți să o faci. Dar se vede. În sensul ăsta nu se poate minți. În sensul ăsta nu se poate minți. Într-adevăr, imediat omul simte că îl minți în ceea ce scrii sau în ceea ce compui sau în ceea ce cânți, la urma urmei. Ca să nu, să nu mai vorbim de minciuna tehnică, ce se numește plagiat, nu? Care e tot o formă de minciună. Bine, asta, asta se poate extrapola cam peste tot, da. Da. Exact. Pomeniserăm noi mai înainte despre poluarea muzicală și cineva voia să știe atunci și vrea să știe, cred, și acum, cine decide ce e poluarea muzicală? Păi cred că e instanța. Instanța, da. Există o lege, o să râdeți. Există o lege, da, a poluării muzicale. Sigur. Și sunt oameni care sunt dați în judecată sau instituții că poluează sonor, fonic, de fapt, da, mediul. Da, dacă bine, te trezești că stai lângă un aeroport sau lângă o autostradă și nu poți să dormi din cauza asta, atunci dai în judecată compania și e posibil să ai... Dar acum, sigur, dacă judecăm de muzică propriu-zisă și de poluare, sigur că vorbim de poluare la nivel metaforic. Și aici depinde foarte mult de context. Și, într-adevăr, cine decide contextul? Cred că mai intervine un element, acela al intensității. Sigur. Nu al diversității și al evantaiului de muzici care ocupă spațiul. Evident. Și de intensitatea cu care o fac. Da, așa. Sigur, și de frecvența cu care se ocupă spațiul sonor. Și aici revenim probabil la acea idee că cine decide ce e poluare, tu decizi întâi că îți face sau nu bine. Eu cred că formele astea culturale trebuie filtrate prin ceea ce te ajută să mergi mai departe, îți ridică un nivel al trăirii, al gândirii, al viețuirii zilnice sau nu. Absolut, absolut, sunt absolut de acord cu tine. Aveam niște vecini de dedesubt care aveau o firmă și care puneau timp de 11 ore pe zi același calup de ritmuri. Timp de 9 luni de zile uram muzica respectivă, lor le plăcea foarte mult. Atunci pentru mine era o poluare, pentru ei era o delectare. Deci, acum, asta ne duce cumva și... Decidem la nivel personal. Deci există o dimensiune etică totuși în muzică și în dans. Etică în sensul mai larg, îmi dă ocazia întrebarea asta să întreb. Etică, sigur, și ce înseamnă respectul pentru celălalt, libertatea, pentru că e foarte mult vorba despre libertate în actul muzical, și în creație, și în expresie, și muzical sau în coreografie. Dar există inclusiv libertatea asta de a face ceva sau nu a face ceva cu muzica și cu dansul.
și care e o formă de etos, nu? O formă de practică socială, o formă de a fi cu celălalt, o formă de a-l apropia pe celălalt, de a-l îndepărta pe celălalt. Și cred că nu trebuie ignorată dimensiunea asta, pentru că e mai prezentă poate decât în alte arte. Sigur, în cinema și în teatru vom vedea data viitoare ce înseamnă dimensiunea etică, dar cel puțin pentru acum, Vava, tu cum vezi dimensiunea asta etică în dans? Nu morală, nu aia cu ce e bine și ce nu e bine, ci chestia de relație interumană, pentru că în dansul contemporan, bine și rău, cred că și nu mă pricep prea bine la muzică, dar cred că și muzică e valabilă, nu muzica contemporană mai elevată. S-a depășit asta cu e bine, nu e bine. Nu. Da, e clar. Adică, da, ține de cum se stabilește relațiile astea interumane în dans. Adică dansul e și o formă de... Nu? Pentru că pune cineva o întrebare referitoare la tango. Da. Înainte să vorbim foarte specific despre o artă sau alta, despre un domeniu artistic sau altul, cred că schimbările așa de paradigmă vin atunci când, când zicem etică socială, trebuie să înțelegem anumite limite și anumite schimbări pe care trebuie să le facem, să le înțelegem întâi cu noi față de celălalt, de la violența cu care relaționăm, violență, obtuzitate. Vorbim, vă dau exemplu, vin de la ședința cu părinții, vorbim despre bullying la școală, da? Tot de aici vine, din a trăi cu celălalt. Cred că e mai înainte sau cum zic, totodată. Nu putem să vorbim specific. Cred că asta e o chestie care vine, poate că spun așa, un fel de evidență a evidențelor, dar cred că vine mai întâi la nivel de, cum să zic, poate că asta ar trebui să învățăm întâi și întâi, sau de asta ar trebui să ne preocupăm, ca toate lucrurile pe care le putem crea în diferite sfere, că e științific, că e artistic, că e politic și așa mai departe, pentru că acea creație să facă bine și să asigure un viitor, să asigure că există și după. Asta e, pentru mine e foarte important. Și nu cred că am făcut sau n-am susținut proiecte care să nu genereze mai departe, să nu aibă un potențial de continuare, de continuitate, de linie continuă, cu un anumit fel. Și dar Vava, dimensiunea transgresivă, pentru că este și în muzică și în dans această dimensiune transgresivă, de depășirea limitelor, de dimensiune anarhică, revoluționară, nu? O bună parte din creația muzicală și din dans, știi și tu, Vava, și tu și Pinabau și tot ce se întâmplă, dansul contemporan e o formă de transgresiune până la urmă, nu? Nu fac decât să repet, dansul e foarte predispus să fie transgresiv. E foarte predispus, pentru că el folosește ceva ce este imediat și în mod absolut recunoștibil față de privitor. Are condiția privitorului, iar condiția privitorului mai este îmbogățită și cu senzația cinetică a memoriei experienței corporale, pe care n-ai cum să nici să o strângi, nici nu o să o vezi, dar pe care se leagă de toate cercurile înconjurătoare ființei. Adică el e, dansul este transgresiv prin natură. El poate traversa orice fel de mediu cu condiția să aibă legătură cu omul, ce gândește, ce trăiește omul. Da. Și atunci, da,
Și atunci întrebarea asta care îi privește pe amândoi invitații: care este valoarea intrinsecă a dansului și muzicii în raport cu spiritualitatea și conștiința umană? Ar putea avea o muzică compusă de un algoritm al inteligenței artificiale o valoare intrinsecă? Dacă da, pentru cine? În principiu, muzica, dacă o definim că este căutarea absolutului din noi, cum spune Rilke, până și în tăcerea de după terminarea ultimului cuvânt se mai poate arăta Dumnezeu, atunci este clar că muzica este nu neapărat ceva ce sună. Și dansul ar putea fi muzică, și literatura ar putea fi muzică, și filmul ar putea fi muzică atunci. Deci, că la urma urmei, este în momentul în care se arată muza, că de acolo vine muzică. Momentul în care simțim muza, iar acea simțire este mai presus de ceea ce suntem. O simțim pur și simplu. Și ne înfiorăm, cum se zice, fiorul, da? acel simțământ și acel, când se face părul, se ridică părul pe mâini. Deci, ăla e un epifenomen fizic, evident, a ceea ce simțim în momentul respectiv. Și dacă o anumită configurație sonoră ne conduce în timp să simțim acel lucru, dacă o anumită configurație a mișcării prin dans ne conduce spre acel lucru, atunci cred că am atins ceea ce se cere de la noi. Sigur că se poate face o artă sonoră, putem să zicem așa, sound art, în care să pornești de la un algoritm. Depinde unde ajunge acel algoritm. Eu nu exclud din pornire faptul ca un algoritm destul de complex să ajungă la o formă de artă pe care noi să o simțim. Lucrul în contemporanitate deocamdată nu s-a întâmplat. Există tot felul de algoritmi pe baza cărora se realizează muzici algoritmice, ca așa se numesc. Îi se dă drumul cu o apăsare pe buton, se oprește cu alta apăsare pe buton, o ascultăm, spunem ce e interesant, ce idee simpatică, și dar cum să spun, să simte că în spate nu e altceva. Eu am așa, în calitate de compozitor, am ajuns să simt un motiv muzical care, chiar dacă e format din aceleași sunete, unul e încărcat cu o simțire autentică, iar celălalt, repet, același motiv în altă lucrare, nu spune absolut nimic. Deci există o aș spune eu, determinare de dinainte de apariția în forma muzicală a configurațiilor sonore, care sunt încărcate cu sens. Nietzsche îi spunea un lucru formidabil vis-a-vis când a trecut de la Wagner la Bizet, se supărase pe Wagner și după aia îi dădea exemplu pe Bizet, exemplu de Heiterkeit, de seninătate, da? Spunea: precizia definiției psihologice în cât mai puține sunete. Mi se pare genial. Adică, hai să ne luăm la întrecere. Cine simte mai mult și găsește motivul cel mai simplu care se exprime cel mai adânc ceea ce simt în momentul respectiv? Au fost mulți. Și Bach, și Beethoven, și Mozart, și Wagner, și mai sunt. Eu cred că nu s-a terminat lumea și or să mai apară și alții. Deci cam asta ar fi răspunsul meu. Citeam undeva, și nu știu, poate Ciprian Mihali să-mi spună cine a spus acel citat, că viața este o călătorie de la simplitatea neînțeleasă către simplitatea înțeleasă.
Cristi, vrei să repeți? Eu am scăpat fraza pentru că am, cred că am avut o întrerupere. Da. Viața este o călătorie de la simplitate neînțeleasă la simplitate înțeleasă. O, ar fi minunat să fie așa. Nu știu de unde ai luat-o citatul ăsta, că eu nu l-am întâlnit, dar o să-mi dea de gândit acum și îți spun în emisiunea viitoare, sper să pot să-ți dau un răspuns. Așa, până atunci, ne apropiem de final. Ce părere aveți despre muzica de subcultură? Da, Vava, să nu-ți uiți gândul. Că da. Ce părere aveți despre muzica de subcultură, hip-hopul, care folosește pe negativ instrumente, orchestre de muzică clasică? Este o asociere contradictorie? Nu. Depinde de cum este făcută. Din punctul meu de vedere, niciun gen nu este de blamat. Să nu uităm că tangoul a început în mediul cuțitarilor din Buenos Aires. Și ce superbitate de dans a devenit. Deci, în sensul ăsta, nici manelele nu sunt de blamat. S-ar putea să vină peste 50 de ani un mare compozitor care să scrie o, cum a făcut Ravel Boleroul, da? Astfel încât să schimbe complet fața dansului așa cum îl înțelegem noi astăzi. Nu putem ști. Cert este că niciun metisaj între culturi sau subculturi nu este de blamat în sine. Poți să-l faci cu prost gust, poți să-l faci chicios, dar poți să-l faci genial. Depinde cum e făcut. Da. Vava, stai să-ți deschide microfonul întâi, dacă vrei să spui ceva. Așa. Te rog. Da, spuneam că și atunci când e genial, se simte și se vede, se aude, se percepe. Nu mai e... Da, mi-am adus aminte, Dan Dediu, când spuneai de chestia asta cu aceeași unitate muzicală care poate fi, nu sunt bucăți din jazz care sună extraordinar când avem un instrumentist care interpretează, sau când sunt cântate la o nuntă, nu? Pentru că sunt motive care pot fi reluate la o nuntă. Și Fiurelize de Beethoven sau Sonata Lunii se întâmplă la fel. Exact. La interfon. Exact. Da. Eu am o întrebare către către toți trei. De ce credeți că Nietzsche zicea că dacă o zi fără dans este o zi pierdută? O zi fără să dansezi este o zi pierdută. Aș putea să risc eu la început. Da. Da. Putea să risc eu, dacă se poate. Pentru mine, dansul este o exprimare a corpului biologic. E atât de, mi se pare atât de fundamental că ne uităm corpul biologic. Trăim mai nou în lumea virtuală, oricum gândurile noastre zboară la mii de kilometri distanță și la galaxii care sunt la miliarde de kilometri, când noi de fapt trăim în corpul biologic. E cu siguranță și asta, și e mai mult decât biologie aici, pentru că la Nietzsche muzica și dansul sunt expresiile care permit depășirea raționalității de tip occidental, a raționalității iudeo-creștine care s-a pierdut, s-a degradat în metafizica occidentală, și el caută în special în poezie, dar mai ales în muzică și în dans, dansul, despre dans el vorbește în Zarathustra, da? Așa grăita Zarathustra, și Zarathustra este un poem, e o simfonie textuală. E o carte scrisă, Cristi, inclusiv, Nietzsche a fost atent inclusiv la alegerea vocalelor, astfel încât să sune într-un anumit fel deschiderea cărții și în un alt fel, adică Nietzsche gândea muzical, gândirea lui este un dans. Gândirea lui este un dans. Nu are nimic de a face din mersul ăla regulat și plicticos al lui Kant pe străduțele din Königsberg, în ceața prusacă, mereu și mereu pe același traseu. La el este dans, el este mediteranean, este expansiv, este experimental.
e aforistic, gândirea lui este aforism. Și cea mai bună formulă care să redea aforismul este tocmai dansul. Este pasul de dans și este improvizația muzicală. Într-adevăr, dansul, prin faptul că captează gestul și gestul este esențialitate, atunci de fapt devine ca un fel de artă cheie și pentru teatru, și pentru muzică, și pentru cinematografie, și pentru tot ce, arhitectură chiar, da? Tocmai gestica și mișcarea nu e numai mișcarea fizică, este intenția, intenționalitatea sufletului pe care o exprim. Și există grade infinitezimale de exprimare. Același gest cu o mică nuanță poate să conducă la rupturi. Sau același sunet. Nu? Același sunet. Eu, vis-a-vis de gesturi, sunt destul de sensibil și am văzut că o privire aruncată de cineva între muzicieni ajunge ca să nu mai vorbești cu respectivul om. Asta, mă rog, sigur, ca să mai... Da. Vă dați seama ce trebuie să fie în dans, unde au o infinitate de expresii la dispoziție. Dacă... Evident. Da. Cred că ne apropiem încet, încet, nu, Cristi, de încheierea acestei emisiuni. Am avut, nu vrem să abuzăm nici de răbdarea oamenilor care ne ascultă și nici de disponibilitatea invitațiilor noștri. Cristi, care e concluzia ta provizorie, așa cum simți tu din postura fizicianului? Încercăm să te auzim, încercăm să te auzim. Da, mi-a plăcut foarte frumos cum a spus doamna Ștefănescu atunci când a vorbit despre faptul că dansul e făcut să ne simțim bine. Și a adăugat un lucru, că facem lucruri fără să ne gândim dacă acele lucruri ne fac să ne simțim bine. Mi se pare că e o definiție a lumii moderne în care putem să facem atât de multe lucruri, atât de multe lucruri, încât vrem să le facem automat, fără să ne gândim care dintre aceste lucruri ne fac bine. Și punem deoparte alte lucruri care ne-ar fi făcut bine, unul dintre ele fiind dansul. Pentru că nu mai dansăm, am uitat de multe ori să dansăm, uitând faptul că dansul ar putea să ne facă bine. Mulțumesc foarte mult, doamna Ștefănescu, pentru acest gând și această amintire. Oricum, emisiunea asta pe care o realizați împreună, cred că face foarte bine. Mulțumim! Spre sfârșit. Cred că generează mai departe și pune în mișcare și în suret și în mișcare. Generează mai departe alte idei care cred eu că se reflectă bine în public și face bine. Și eu cred la fel și văd că avem aprecieri bune din partea celor care reacții bune. E firesc, n-am pus muzică multă și n-am pus dans mult în această emisiune. Oricum am vrut să vorbim mai mult despre ele decât să le ilustrăm de această dată. Dar cred și eu încă o dată că muzica și dansul sunt expresii ale libertății, ale creativității și libertății. Și reiau ideea lui Dan Dediu de la început privind capacitatea de anticipare a viitorului prin muzică și dans. Au această capacitate pentru că redau o sensibilitate și transportă un potențial, traduc un potențial care se poate împlini sau se poate rata în viitor. Și cred că sunt un barometru foarte sensibil al epocii, tocmai pentru că pot să dea socoteală, pot să dea seama despre dezvoltarea unei epoci sau despre regresul unei epoci. Uitați-vă în Afganistan, una din primele măsuri a fost interdicția muzicii și a dansului. În momentul în care interzici muzica și dansul, o societate moare pentru că i-ai ferecat sufletul și i-ai ferecat expresivitatea, capacitatea de a se exprima și de a se simți liber. Cred că
ne-a ajutat foarte mult să înțelegem aceste lucruri cu invitații noștri. Eu le mulțumesc amândurora și pentru toată răbdarea pe care au avut-o să pregătim acest format și pentru generozitatea cu care ne-au împărtășit din ce știu. Vă îndemn să-i citiți, vă îndemn să-i urmăriți, să dacă aveți momente din acestea de derută în societate, întoarceți-vă spre oameni ca ei, pentru că veți putea găsi la ei înțelesuri și speranțe pe care cu greu le mai găsim acolo unde credem că sunt, acolo unde ni se promit că sunt. Vă mulțumesc amândurora, vă mulțumim și noi pentru invitație. Mulțumim și noi foarte mult. Și ne vedem cu bine săptămâna viitoare cu o realizatoare de teatru și cu un mare regizor român, Florin Șerban, Gianina Cărbunaru. Toate cele bune, noapte bună, pe curând. La revedere. La revedere.